Florița din Codru, de Ioan Slavici. A fost ce-a fost, dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti. În mijlocul codrilor, lângă drumul cel mare, lângă drumul cel de țară, pe unde umblă și trece împăratul cu voinicii săi, era odinioară o crâșmă, iar la crâșma aceea era o crâșmăriță. Crâșmărița avea o fată și pe fată o chema Florița. Fata asta nu era însă fiica crâșmăriței și crâșmărița nu era mama fetei. Fata era fată fără părinți și crâșmărița maică de suflet a fetei. Cine să fi fost părinții fetei, chiar nici cei mai bătrâni și mai cu sfat oameni nu pot să o spună. Asta nimeni n-a putut să o înțeleagă. Într-o bună dimineață, crâșmărița s-a dus după lemne la pădure și, iacă, ce să vezi? Pe o poiană limpede și plină de flori a aflat o fetiță ce se juca cu niște pui de căprioară. Cum, când și de unde să fie ajuns copilița asta prin codru, aceea minte pământească nu poate să o priceapă. Doar a crescut ca și florile din pământ, doar a căzut ca și stelele din cer, sau s-a prefăcut cumva pe nepricepute din văzduh curat. Destul cum că atâta era de frumoasă fetița asta, încă de-ar fi fost să fie din om, ar fi trebuit să fie cel puțin fată de împărat. Cine știe, vreun împărat ce domnește nascuns prin adâncul codrilor? Crâșmărița s-a lăsat de lemne, a luat fata în brațe, a dus-o acasă și de aici înainte a fost fata de suflet a ei și a crâșmarului. Așa a crescut apoi la crâșmă. În toată ziua se făcea mai mare și cu cât se făcea mai mare, cu atâta mai frumoasă la față, mai plăcută la făptură și mai dulce și mai înțeleaptă la vorbă. Pentru aceea oamenii o numeau floare, floarea cea frumoasă de la crâșma din codru. Nu numai Florița și maică sa, crâșmărița, era însă frumoasă. Crâșmărița nu era însă așa de frumoasă ca și Florița și Florița altfel iară nu ca și crâșmărița. Florița era frumoasă ca și o floare ce crește ascunsă în umbra tufelor. Crâșmărița era frumoasă încât nimeni nu se putea răbda ca să vorbească cu ea și nimeni nu cuteza să privească la ea. Florița era frumoasă încât nimeni nu se putea răbda ca să nu privească la ea și nimeni nu cuteza să vorbească cu ea. Crâșmărița era atât de frumoasă încât dacă îi vedeai fața oglindită în fața vinului, ți se părea cum că vinul e mai tare și mai înfocat. Florița atât era de frumoasă încât, dacă îi vedeai fața oglindită în fața vinului, ți se părea cum că vinul e mai dulce și mai moale. A mers tare vestea în lume și în țară, cum că la crâșma din codru se bea vinul cel mai bun. Crâșmărița din codru e cea mai frumoasă crâșmăriță din țară și cum că floarea codrilor e cea mai frumoasă fată din lume. Câți drumeți treceau prin țară, toți se opreau la crâșma din codru, gustau un strop de vin, vorbeau o vorbă cu crâșmărița și aruncau o privire la Florița. Și apoi, cât trăiau pe lume, vinul cel bun, vorba cea dulce și fata cea frumoasă nu ieșea din minte. Într-o zi de dimineață, trece vestea din gură în gură, până ce ajunge la crâșma din codru, cum că peste ziua are să treacă împăratul pe aici, pe lângă crâșmă, cu voinici, cu curte și cu mare lucru și treabă, precum trec adică împărații.
crâșmărița, acum știm noi cum sunt muierile. Dă în dreapta, dă în stânga, sparge, șterge, curățește. S-a chitit, s-a pieptănat, cum fac adică muierile când nu e ca totdeauna. Din zor de zi până în prânzul cel mare nu s-a mai mișcat de la căutătoare. Tot s-a sucit și desucit, până când nici ea singură nu știa ce are să mai zic. Când se simți gătită cum se cade, ea se puse înaintea căutătoarei, privind de lungat și cu drag la fața sa, apoi grăi. Frumoasă sunt oglindă. Frumoasă zău, răspunse căutătoarea. Pe de o mie și de o mie de ori însă e mai frumoasă Florița, pentru că ea are fața ca zorile dimineții, ochii ca și câmpul cerului și trup ca raza soarelui. Crâșmărița nu mai ascultă nicio vorbă, ci ieși afară, izbi ușa, intră în crâșmă și se puse cu vorba aspră și neîmpăcată la Florița. Că e bună, că e proastă, că e leneșă, că e de toate, numai așa, nu, precum ar trebui să fie. După ce i s-a făcut apoi destul de vorbă, a dat porunca aspră ca Florița de aici înainte, în toată ziua, să se scoale dis de dimineață, să măture casa, crâșma, curtea, să fiarbă mâncare și iarăși să măture, să spele, să taie lemne, să facă foc și mâncare, până ce s-o face noapte. Iar dacă s-a făcut noapte, să se suie în podul casei, să-și coboare un sac de grâu necernut și să aleagă gunoiul din el ca numai semințele curate să rămână. Numai după ce va sfârși toate aceste lucruri, îi era iertat să se culce și să doarmă pe 3 scânduri de goron. Împăratul veni, gustă o picătură de vin, grăi o vorbă cu crâșmărița cea frumoasă și-și merse mai departe în cale. Florița, sărmana de Florița, ea 3 luni, 3 săptămâni și 3 zile trase în jugul cel aspru, fără să grăiască o vorbă, fără să plângă o lacrimă, fără să înceteze a-și cânta cântecele vesele. Și pe când muncea mai mult, pe atâta ți se părea mai rumenă la față, mai vie la privire și mai harnică și mai sprintenă și mai drăgăstoasă. Peste 3 luni, 3 săptămâni și 3 zile, iarăși sosi vestea cum că împăratul era să treacă cu voinicii pe lângă crâșmă. Crâșmărița se găti încă mai cu țorțoi decât în cel din tâi rând și când se simți gătită, iarăși întrebă pe o căutătoare. Frumoasă sunt oglindă. Frumoasă zău, răspunse căutătoarea, dar pe de 100 și pe de 1000 de ori de mai frumoasă este Florița, pentru că are față ca mărul, ochi ca și căprioara și trup ca și crinișori. Ce vorbe a zis, ce vorbe n-a zis crâșmărița către Florița, aceea nu mai spun. Știa acum fiecare cum că zău, muierile n-aleg la vorbe când i-a trecut de glumă. Vai și amar de acela care în lume n-a avut parte de bine, care n-are maică, n-are taică, n-are frați, n-are surori, ci stă așa, singură, ca și frunza agățată de un păianj. Baxama, așa odată ca unul să strângă și altul să frângă. Crâșmărița, în supărare ei cea mare, porunci ca Florița de aici înainte să nu mai iasă la fața soarelui, ci tot în pivnița cea mare din fundul grădinii să muncească. Lăsa apoi să se facă un război cum nici înainte de aceea, nici după aceea n-a fost altul. Numai Suveica era atât de mare încât voinic trebuie să fie acela care să ți-o ridice de la pământ. Cum au trebuit apoi să fie celelalte? Pe acest război a trebuit apoi să țese Florița pe toată ziua coți în lung, o pânză în care urzeala era din fire încât nu le vedeai cu ochii, iar năsădeala din funii pe care nici cele mai sălbatice fiare nu le-ar putut rumpe.
și apoi să țese încât nici năsădeala să nu se vadă prin urzeală, nici în urzeală să nu se facă crâmpiță. Dacă Florița și-a făcut lucrul, ea are să capete o bucățică de pâine, făcută jumătate din pizme, jumătate din cenușă, și un ulcior de apă clocită la soare. Împăratul a venit și a gustat picătura de vin și a grăit vorba către crâșmărița cea frumoasă și și-a făcut calea mai departe. Florița 9 luni, 9 săptămâni și 9 zile a muncit. Sărmana de Floriță, în întuneric, ascunsă sub pământ și chinuită și flămândă și baciocorită ca faișa mar de ea. Peste 9 luni, 9 săptămâni și 9 zile, acum de-a treia oară, iarăși sosi vestea cum că împăratul vrea să treacă pe lângă crâșmă cum înainte de asta n-a trecut încă, adică cu mare lucru și treabă și cu multă socoteală. Era ca asta dată nu numai copitele, ci și cozile coamelor cailor să fie acrite. Și fel de fel de lucruri de care înainte de asta nici nu s-a vorbit. Era adică să fie lucru mare și împărătesc. Se zice cum că acum vine și feciorul împăratului. Un voinic ca și fecior de împărat. Crâșmărița? 3 zile și 3 nopți ea n-a stat în loc. În zorile de-a treia zi, crâșma era mai curată decât ghiocelul și crâșmărița mai chitită și mai hoscorată decât ce-a fost ea însăși cândva. Și apoi, așa cum era, se puse acum de-a treia oară înaintea căutătoarei. Frumoasă sunt oglindă! Frumoasă zău, grăi căutătoare. Dar pe de 100 și de 1000 de ori mai frumoasă-i Florița, pentru că ea are față ca și fagurele topit, ochi ca și nevasta unui împărat și trup ca și roușoara de pe flori. Crâșmărița nu mai zise nicio vorbă, își înghiți mânia și, plină de gânduri și de necaz neastâmpărat, se așeză pe prispa de dinaintea casei pentru ca să aștepte și să vadă sosirea împăratului. Ia că într-un târziu, cam pe când stă soarele la prânzul cel mic, se văzu din depărtare că vine, că se apropie, că acuși să ajunge ceva ca și un nor strălucit. Venea împăratul cu voinicii și cu feciorul său, venea însă încât copitele cailor nici nu făceau colb și pulbere, ci numai așa, din strălucitul aurului celui mult, simți că acuși va să fie aici. Când crâșmărița și oamenii ce stăteau de vorbă înaintea casei văzură cum că de aici înainte nu e glumă și râs, ci chiar va să vie ceva, ei cu toții se sculară în picioare și făcură, adică cum fac oamenii de treabă când are să fie lucru cu cinste și mare. Crâșmărița își tocmi cătrința, se scutură de col și se supse la buze. Oamenii își luară pălările din cap și se neteziră la păr. Iar Florița toca din război. Abia fură gătiți până ce sosi și împăratul și năvăli cu ceata cea strălucitoare asupra crâșmei. Împăratul, feciorul cel de împărat și voinicii cei mândri se coborâră cu toții și cu toții de pe cai și ziseră bună ziua și băură vin din cela bun. După ce și-au băut vinul și și-au zis vorbele, încălecară apoi și se duseră încă mai repede decât cum au fost venit. De Florița nimeni n-a întrebat, nimeni nu s-a îngrijit. Numai feciorului de împărat i se părea cum că nu e precum ar trebui să fie, cum că vinul nu e ca lauda, cum că crâșmărița nu e ca vestea. Ce să face însă? Și el dete pinten la cal și se repezi mai departe cu ceata cea strălucită. După ce împăratul, voinicii și feciorul de împărat s-au depărtat, crâșmărița chemă la sine pe baba Boanța,
o vrăjitoare vestită, care era atâta de bătrână încât ținea minte când codrii erau ca iarba, munții ca mușuroiul și văile ca și crețurile de pe fața ei. Atât de bătrână era Poanța. Și de când trăiește, n-a făcut alta decât vrăji și alte lucruri ascunse și nepricepute. Acum era vorba ca să facă ce va face cu sărmana de Floriță. După multă vorbă și îndelungată sfătuire, Crâșmărița se înțelese cu Boanța ca asta să lege pe Florița la ochi, s-o ducă în codru, să-i scoată ochii și s-o lase acolo, ca s-o mănânce fiarele și alte grozăvii de acelea din pădure și de prin guduroaiele întunecoase. Mult sfat nu s-a făcut după aceea. Boanța merse în pivniță, legă pe Florița la ochi și făcu precum i s-a fost zis. Când ele ajunseră în adâncul codrului, pe unde ființă omenească n-a călcat de când e lumea, Boanța scoase cuțitul cel mare, dezlegă legătoarea cea neagră de pe ochii Floriței și făcu ca să-și facă treaba. Abia privi însă la Florița în față și în ochi, ea scăpă cuțitul din mână și stete uimită și încremenită, cum stă omul când mare lucru li se pune în cale. Mulți ani a trăit și multă lume a umblat baba Boanța. Pe Florița n-a văzut-o decât odată. De frumoasă ce era, îi părea cum că nici n-o vedea, ci numai și-o gândește. Florița sta și ea uimită de ce vedea. Ea, sărmana, nu știa ce are să îi se facă, ce are să pățească. Cum Florița și Boanța stăteau așa uimite, deodată, ca din pușcă, sări o căprioară dintr-un tufar și cum sări, cum trecu pe lângă Florița, cum privi la ea, așa privi, încât ochii amândoi, și cel de-a dreapta și cel de-a stânga, îi săriră din cap și căzură la Florița în poală. Baba Boanța, mulțumi lui Dumnezeu cum că nu e silită să facă un păcat mare, luă ochii cei de căprioară și duse ca să spuie Crâșmăriței cum că i-a scos de la Florița din cap. Florița rămase singură și părăsită. Ce să facă? Porni încotro duseră ochii și norocul. Multe zile și multe nopți a pribegit Florița, așa singură prin codru, fără să audă grai pământesc, fără să vadă ființă omenească. Numai din când în când i se ivea câte o fiară sălbatică în cale și asta rămânea însă privind din depărtare, urma o bucățică de cale și apoi se ascundea în tufele dese. Florița mergea cântând mai departe. Unde? Nici ea singură nu știa. Mergea. După atâtea și atâtea zile, într-o zi, tocmai în revărsatul zorilor, pe când se dezvelea ziua de noapte, văzu cum că vede ceva, așa ca și o casă, zărindu-se printre frunzele copacilor. Înaintea casei, un om gheboz lucra la ceva, a plecat la pământ, nu știu ce, dar lucra încât nici cu trăsnetul n-ai fi putut să-l trezești de la lucru. Dar cum lucra? Nu ca altă lume. Toate le făcea întoarse și sucite, ca și omul, adică, care nu pricepe lucrul de care s-a prins. El lucra la un pui. Mai înainte îl ciupeli și numai după aceea l-o opări cu apă fiartă. Mai înainte îl drese și numai după aceea îl ciupeli și opări. Când Florița a văzut cât de necioplit mi se mișca ghebosul, ea nu se putu răbda ca să nu meargă să-l învețe și să-l ajute. Bun lucru, bădiță? Grăi Florița blând ca totdeauna. Ghebosul privind dărât când auzi, așa ca prin vis, vorba cea dulce a Floriței. Și când privi și văzu ce vede, poate acum fiecare să știe ce trebuie să fie atunci când un ghebos privește în fața Floriței. Ghebosul scăpă și cuțitul și puiul și toate le scăpă din mână
și stătu înaintea Floriței, încât îi se părea că acum nici nu e ghebos mai mult. Dar nici Florița nu sta la flori și frunze. Ghebosul era atât de hâd cât Florița de frumoasă, cu gura ca grapa, cu ochii ca ceapa, cu nasul cârlig, cu părul pârlit. Ce ai de gând cu puiul? Întrebă Florița după ce-i mai trecu amețeală. Am să-l fric pentru tovarăși, răspunse ghebosul cam cu jumătate de gură, ca omul din care scoți vorba cu frică. Ce tovarăși? Întrebă Florița. Ghebosul privi lung la Florița ca un om care ar vrea să zică ceva și nu știe cum să o scoată mai nimerit. Vezi casa asta? Zise el de la o vreme mai cu inimă. Asta e casa celor 12 hoți de codru. Ei s-au dus la hoțit și eu am rămas ca să le fac de mâncare. Așa e, 12 hoți, hoți de codru și grozavi, cu capitanul lor cel înfricoșat, au locuit în asta casă. Și știe toată lumea cum hoții de codru se spală în toată dimineața cu sânge de copil nebotezat și sânge de fete mari, iar în fața de om nu pot să privească pentru că sâmțesc junghi în spate și în cap și pe toate laturile. Nu e minune dar că Florița a cam tresărit când a auzit vorbe atât de mari. Hei, dar Florița nu s-a înfricoșat, zău, nu s-a înfricoșat, ci cu vorbă veselă și a râs, a zis către ghebos. Pui de 12 hoți? Nici pe o măsea n-are să le ajungă. Vezi bine că doar nu am atâta pricepere, răspunse ghebosul, făcându-se și el înțelept. Ieri le-am fript un juncan și ei m-au bătut pentru că a fost prea mult. Astăzi știu că nu mor mai bate. Iar astăzi ori bate pentru că le-ai fript prea puțin. Haide să te învăț eu ce și cum să faci, zise Florița sărind sprintenă cum era ea peste pragul casei. Acum tăie 4 pui și fierse, tăie 2 purcei și fripse, făcu o zemuță bună și caldă și arătă ghebosului cum are să facă de aici înainte. Ia ca așa, dragul meu, și așa, și așa, îl învăța, adică precum învață o maică bună și îngrijitoare. Ca nu cumva să se întâmple ceva cu hoții, ghebosul spuse Floriței cum să-i spuie lui pe când are să fie gata cu mâncările, să fugă cât o duc picioarele ca să nu cadă în mâinile hoților, căci el numai atunci va cânta din fluierașul cel mic, care cheamă pe hoți la prânz. Florița găti mâncarea, puse vasele pe masă, mai curății, mai netezii, făcu casa încât numai de un drag să șezi în ea, apoi se puse la vorbă cu ghebosul și vorbiră, până ce uitară de hoți, de fluieriță și de toate. În adâncul codrului, hoții începură să flămânzească, să se supere și care de care mai cu greu gând la inimă să pornească către casă. Hei, ghebosule, ghebosule, mare necas ți-ai făcut! Ce se simte aici? Întrebă Florița simțind ceva ca și când ar fi sânge sau așa ceva. Vai, sărmanul de mine! Strigă ghebosul înspăimântat. Vin hoții, fugi! Ba nu fugi, că n-ai vreme de fugă, ascunde-te sub pat. Florița de frică, ce să facă, se ascunde sub pat. Iar cei 12 hoți de codru veneau tot unul după altul și încă din depărtare se auzea cum ziceau că au să-l ucidă, să-l turtească, să-l taie bucățele pe ghebos. Cum nu, când ei răbdau la foame, ei, hoți ca dânsii. Ghebosul le ieși în cale ca să-i roage de iertare și să le spună cum că le-a făcut mâncări bune. Să taci, grăi capitanul, nu-mi priește mâncarea până ce nu-mi spăl mâinile cu sângele tău. După aceea intră în casă pentru ca să aducă cuțitul cel mare, iar ceilalți prinseră pe ghebos și îl făcură not. Când capitanul intră pe prag, el rămase stând uimit în loc. I se părea că asta casă netedă și curată nu e a lui.
Măi, oameni, grăi celor de afară, veniți încoace. Ce e? Întrebară cei de afară. Veniți când zic. Când hoții pășiră pe prag, ei priviră încă mai uimiți decât căpitanul la casa lor. Așa privind, le trecu de mânie și iarăși le veni foame. Se așezară unul după altul la masă. Ghebosul, ca și omul care era s-o pățească, se făcu sprinten, fugi la vatră și intră cu mâncările în casă. Când căpitanul simți mirosul laburilor de zeamă, zise: Măi, grăi către ghebos, pentru că mi-ai curățit casa, te lăsăm până după prânz. După aceea luă lingura, gustă din seamă și o purtă prin gură. Ce mâncare e asta? Întrebă după aceea. Zeamă, cu cinste să fie zis, zeamă călduță, răspunse ghebosul. Bună mâncare, grăi căpitanul. Luă după aceea lingura, de de la fiecare hoț câte trei linguri și ce rămase își sinusie. Hoții își mâncară părticica și după aceea priviră, lingându-se pe buze, la părticica capitanului. Ghebosul intră cu carnea cea de pui. Ce e aceasta? Întrebă capitanul. Pui, pui fript, răspunse ghebosul. Capitanul își tăie o bucățică, gustă și apoi grăi către ghebos. Măi, asta s-o fi adus tu mai înainte. Pentru că ne-ai făcut atât de bune mâncări, noi cu toții te iertăm. După aceea luă cuțitul, tăie la fiecare hoț câte o bucățică și ce rămase își ținu sie. Hoții își mâncară bucățelele, după aceea începură să privească la bucățile căpitanului, lingându-se pe degete. Iar căpitanul de la o vreme începu să răsufle cu greu și să mănânce cu țârâita, numai de aici, de colea, câte o bucățică, cât un fir, ca și omul care ar mânca și nu mai poate mânca de setul ce e săracul. Frate căpitane, grăi unul dintre hoții cei flămânzi, tu te-ai săturat, dă-ne nouă ce a rămas. Ce? Îi zise căpitanul. Sau n-ați avut și voi? Asta o țin pentru mine, pentru ca să o mănânc diseară. Să nu fie cu supărare, grăie ghebosul, mai sunt încă și alte mâncări. Auziți voi, zise căpitanul, celelalte sunt ale voastre. Ba nu, grăie răhoții, noi vrem să mâncăm din asta, căci asta e bună. Vorbă din vorbă, hoții începura se certa. Unii că asta, alții că ceia. Treaba asta rău și dacă ghebosul n-ar fi intrat cu purceii cei fripți în casă, zău, nu cred că nu s-ar fi întâmplat un lucru nesfârșit. Când însă mirosul fripturii le intră în nas, îndată se stâmpărar. Ce e aceea? Întrebă capitanul. Purcel, purceluș fript, răspunse ghebosul. Capitanul gustă. Așa ceva până acum nici în vis n-a gustat. Mă, prostule, grăi către ghebos. Acum trebuie să-l aduci tu pe acesta? Să mi-l pui mie pe seară. Și de-te pui la ceilalți hoți. Să ne dai purcel, grăieră hoții. Ai zis că ce vine e al nostru. Ce? Sau n-a zis voi că puii să vi dau? Zise capitanul mânindu-se urât. O vorbă, nu zic mai mult. Aceea nu e glumă când capitanul zice așa vorbe către tovarișii săi flămânzi. Poate acum fiecare să știe că e aceea când 11 hoți se bat cu capitanul lor. Sărmana de Floriță, dacă ar fi știut ea acum că asta are să fie din mâncările cele bune, zburau, Doamne, săbiile, cuțitele și fel de fel de lucruri și se băteau hoții precum se bat nouri în capete și se prăpădesc. Așa lucru n-a fost încă de când lume. Și Florița, bun e sufletul bun, Doamne, bun e, bun ca și darul și mâna lui Dumnezeu. Că
când hoții se băteau, svărâmau și prăpădeau mai apieire, Florița nu se mai putu răbda, ci ieși de sub pat și se puse tocmai în mijlocul lor și cum s-a pus, a stat acolo între hoții cei înfricoșați, bătăuși și hoți de codru. Ce-a fost după aceea? Cum s-a făcut? Cum s-a sfârșit? Aceea e acum treaba lor. Oare, Doamne, când vede cineva pe Florița, s-ar mai putea bate și supăra? Iar mai putea veni gând rău și neastâmpăr? Hoții steteră toți încremeniți și amuțiră și scăpară săbile, cuțitele și fel de fel de lucruri ce aveau în mână. Li se părea cum că a venit pedeapsa lui Dumnezeu asupra capetelor lor, ca să-i tragă la socoteală pentru păcatele lor cele multe, în răutatea lor cea mare și înfricoșată și hoțească. Iar Florița le grăi în graiul ei cel blând. Nu vă supărați, bădișorilor, că dacă doriți, iarăși vă fac mâncările încă mai bune și mai călduțe decât cum au fost cele de astăzi. Hoților li se părea că cerul s-a dărâmat asupra lor și munții și codrii când auziră vorbele Floriței. De aici înainte, Florița rămase la casa hoților. Îi îngriji, îi curăți, le făcu mâncări bune, îi ținu la povești frumoase și la vorbe blânde. Iar hoții nu se mai mișcară de acasă. Le părea că de aici înainte nici n-au ce să cerce în lume. Așa merse asta până ce li se sfârșiră mâncările. Ajunseră că abia mai aveau bucate pentru 3 zile și 3 nopți. Apoi niciunul nu vroia să se urnească de acasă pentru ca să câștige. Fiecare voia să taie lemne, să facă foc, să spele, să măture, să văruiască, să îngrijească grădina cea cu flori, să facă, adică după placul și dorința Floriței. Într-o zi, Florița merse în grădina cea cu flori ca să vadă cum și ce și află că un porc sălbatic a făcut mare zguduire printre straturi și aflând tare și mult s-a întristat. Hoții, cum auziră, cu toții săriră la puștile cele ruginite și merseră și goniră și nu se opriră până ce nu-l împășcară pe porcul cel sălbatic. Când capitanul, care era cel mai sprinten dintre toți, venea cu el în spate, așa pășea de fălos, așa privea de mândru, încât era să crezi că a stat de vorbă cu Sfântul Petru. De aici înainte, fiecare hoț voia să fie cel mai harnic, mai de treabă și mai voinic. Ghebosul, cel mai înțelept dintre dânsii, îi împărți în două. 6 inși trebuiau să meargă acasă ca să lucreze după porunca ghebosului și dorința Floriței. Cei mai isteți dintre hoți se duseră în cetatea împăratului și cumpărară cu mulți bani fel de fel de lucruri frumoase și le aduseră ca să pună la căpătuiul Floriței, așa ca nimeni să nu știe cine le-a pus. Și apoi li se înnebuneau mințile când vedeau cum că Floriței îi sare inima de bucurie când dimineața își afla cârpele cele frumoase la căpătâiul patului. Așa curgea traiul hoților de când ei au dat de Florița și așa traiul Floriței de când ea a dat de hoți. Îți râde inima când îți aduce aminte. Ei, dar lumea era... Bag seamă, nici Dumnezeu nu vrea ca în lume să fie numai bine. Crâșmărița, după multă vreme, iarăși privi în căutătoare. Iarăși întrebă, căutătoarea iarăși răspunse și iarăși făcu vorbă cu baba Boanță. Ce ți-e muierea viclean? Nici în fundul lumii nu-ți lasă pace și trai bun. Baba Boanță a-și făcut trebile, află cum și ce e cu Florița și unde se află ea și porni apoi în cale către codrul cel vestit. Când era ea să ajungă la casa hoților, află că vede niște oameni corbind. Erau cei 6 hoți ce stau cu ghebosul la sfat. Ea luă 7 frunze verzi de pe creanga unui stejar, grăi asupra lor câteva cuvinte ce sunau avrajă, suflă de 3 ori asupra lor.
Baba n-a suflat bine până ce frunzele se și veștejiră și hoții adormiră toți șapte, unul câte unul. Acum baba Boanța intră la Florița în casă, spuse cum că îi aduce sănătate și voie bună de la maica sa cea bună. Îi dede apoi un inel de aur frumos și rotund. Florița, dar de unde se poate gândi rău prin capul ei? Ea trase inelul pe degetul cel mijlociu și nici nu-l trase cum se trage până ce și căzu la pământ. După ce Boanța a-și făcut treaba, ea își luă cârja de după cuptor și o șterse din cale. Nu-i venea la socoteală ca să stea încă mult, fiindcă știa cum că multă vreme n-are să treacă până ce hoții se vor trezi din somn. Și hoții cei din codru, zău, nici pentru o Boanță nu sunt lucru de glumă. Când hoții intrară în casă și când ceilalți sosiră, știe acum fiecare ceea ce ia când 12 hoți de codru plâng din ruptul sufletului, încât pietrele se mișcă. Numai Florița nu se mișca, căci ea era moartă, moartă ca și moartă. În durerea lor cea mare, n-avuseră încotro. Hotărâră să o îmbrace frumos pe Florița, să-i facă un mormânt și, vai, și amar când vine până într-atâta. Cum stăteau ei însă așa lângă mort, văzură ceva ce încă n-au văzut. Inelul Boanței. Cât ce trasere inelul de pe deget, Florița își deschise ochii și se văzu mai vie decât ce-a fost cândva. În bucuria lor cea mare, hoții merseră în cealaltă zi în satul împăratului și îi cumpărară toate inelele și tot aurul ce se afla în târg și îl detără Floriței pentru ca să nu mai primească de la alții. Și apoi grijeau, Doamne, cum pot numai hoții să grijească pe Florița când se tem că o vor pierde. Peste 7 luni, 7 săptămâni și 7 zile, Crâșmărița iarăși privi în căutătoare, iarăși auzi vorbele supărătoare, iarăși chemă la sine pe baba Boanța și iarăși trimise primejdia asupra Floriței. Boanța făcu ca și în celălalt rând și, după ce adormiseră hoții, iarăși intră la Florița, îi zise sănătate și voie bună și dede o rochie de mătase grăind. Iacă, ți-a trimis maica ta cea bună ca să te împodobești cu ea. Florița, de bucurie că a primit veste de acasă, îmbrăcă rochia ca să vadă cum îi șade. Nici nu trebuie să spun că astădată Florița căzu mai moartă. Boanța fugi mai iute, durerea hoților fu mai mare și învierea mai puternică și mai îmbucurătoare decât înainte de asta cu atâte săptămâni. Acum hoții cumpărară toate mătăsurile și frumusețile ce se aflau la neguțătorii cei mari și împărătești, iar îngrijirea lor se făcu pe de 7 ori câte 7 mai mare decât ce a fost cândva. Peste 9 luni, 9 săptămâni și 9 zile, Crâșmărița, acum de-a treia oară, adică de-a doua oară, de-a treia oară, iarăși se făli către căutătoare cu frumusețea ei. Ești frumoasă? Îi răspunse căutătoarea. Dar Florița e mai frumoasă de 100 și de 1000 de ori mai frumoasă decât ce-a fost ea însăși câtva și trăiește ca o împărăteasă. După aceste vorbe, Crâșmărița n-a mai chemat pe Boanța la sine, ci și-a legat cătrința și ea însăși s-a dus la coliba babei. Ce-au vorbit, ce n-au vorbit, ce sfaturi au făcut, aceea nu se poate spune. Vai și amar de acela ce dă de rău cu muierile. Boanța se suflecă acum chiar de-a treia oară și aceea nu e glumă, când o vrăjitoare ca și Boanța se suflecă cum înainte de asta nu s-a mai suflecat încă. De asta dată nici nu porni pe picioare, ci în miez de noapte călărind pe o prăjină strâmbă.
mare primejdie trebuie să fi fost în gândul ei că s-au pintit atât de băbește. De când Florița murise în două rânduri, hoții nu mai dormeau nici ziua, nici noaptea, ci stau de pază cum stai când ai de necaz mare și primejdie și te temi. Pentru ca nu cumva să-i cuprindă somnul, unul dintre ei totdeauna trebuia să se culce pe un pat de spini, iar sub pat era jăratec viu și înfocat. Boanța văzu că acum cu una cu două n-are să o isprăvească. Ea a făcut dar lucruri vrăjitorii și fel de fel de taine, încât mintea curată nici nu le poate gândi. Pentru ca să adoarme pe hoți, ea acum nu făcu vraja cea mică, cu frunzele de stejar, ci vraja cea mai mare și mai nemaipomenită, încât ți se ridică perii în vârful capului când te gândești la ea. Luă un ac subțirel și mic, dar mic și subțirel, încât nici cu vârful limbii nu puteai să-l simți, dar încă să-l vezi cu ochii, împunse 12 stejari cu acest ac, grăi o mulțime de zicăli încălcite, se întoarse de 3 ori peste cap și hoții, toți 12, împreună cu ghebosul, chiar și acela de pe spin și zăratec, adormiră ca morți. Când Boanța intră acum de-a treia oară în casă la Florița, ea nu zise numai sănătate și voie bună, ci alte vorbe, care mai de care mai frumoase și mai dulci, cum vorbesc adică babele când voie să strice firea. Iar Floriței îi sărea inima de bucurie când auzea atâta veste bună și frumoasă de la ai săi. Să te împodopesc ca pe împărăteasă, mi-a poruncit maică-ta cea bună, grăi Boanța într-un târziu. Dar cum ar putea Florița să nu facă precum a dorit maică-sa cea dulce? Ea lăsă ca Boanța să o pieptene și Boanța o pieptănă atât de frumos, atât de frumos să-i împleti părul, încât i se încurca ochii când privea la ea și nu știa pe unde o vede mai frumoasă. Dar Boanța nici nu fuse gata cu pieptănatul până ce Florița și căzu moartă, mai moartă decât ce a fost cândva în viața ei. Boanța i-a fost împletit firul morții în păr. După ce Boanța-și făcu păcatul, ea se sui pe prăjina cea strâmbă și se depărtă mai repede decât vântoasele. Când hoții aflară cum că iarăși nu e bine, ei deteră a fugi care încotro, a se opinti din ruptul sufletului, ca doar cumva să învie pe Florița și de-a treia oară. Îi traseră inelele de pe degete, îi dezbrăcară rochia, îi luară salba de pe piept, dar Florița rămase moartă și hoții cei 12, hoți grozavi din fundul codrului, încet, încet, unul câte unul, începură să plângă, nu cum plâng copiii, ci cum plânge omul când vede că acum toate s-au sfârșit, că de aici înainte nu mai au ce să fac. Când Florița a făcut totul dezbrăcată, hoții încetară a plânge și rămaseră cu toți încremeniți. Li se opriră suflarea și-i părăsi sufletul. S-o despletim, grăi ghebosul. Să ferească Dumnezeu, răspunse capitanul. Așa de frumos, numai ea știe împleti cu degetele ei cele mărunțele. Da, da, ziseră ceilalți hoți, dacă a venit acum până într-atâta, să fie măcar și moartă precum a fost mai frumoasă în viață. De aici înainte, hoții multă vorbă nu făcură, nici n-aveau ce să-și mai zică. Îmbrăcară pe Florița în cele mai frumoase giulgiuri, îi puse fiecare câte un crinișor pe frunte, aleseră cel mai frumos copac din codru, făcură coșciu, cum ei îl știau a face mai frumos, așezară pe Florița în coșciu și i-aprinseră la cap o lumină de ceară curată,
topită tocmai din fagurele în care a fost să fie matca albinelor. După ce legătiră asta, căutară cea mai înaltă poiană din codru și unde erau cele mai multe flori, făcură un mormânt de 3 ori mai adânc decât ce era de lat și de 3 ori mai lat decât era de lung. Și apoi sărută fiecare pe florița în mijlocul frunții și o luară și o duseră. Hoții toți, unul după altul, lăsară pământul din mână. Le venea să intre în pământ de rușinea păcatului ce erau să fac. Când erau să pornească către casă, niciunul nu putea să facă începutul. Erau legați de pământ și simțeau că acasă nu au ce să mai caute. Se așezară dar jur împrejur pe lângă mormântul floriței și priviră până ce, privind, muriră toți 12, unul după altul. 12 hoți au murit și ghebosul împreună cu dânși. Sărmanii de ei, mai că au fost oameni de treabă. Bag seama, așa a fost să fie. Multă, foarte multă vreme a stat florița așezată în mormânt. Pe lângă mormânt, peste pământul ce sta în jurul gropii, au mai crescut tot flori, care de care mai frumoase și nemaipomenite, și florile nu cresc ca și bureții peste noapte. După multă vreme dară, feciorul împăratului a venit cu mulți oameni și cu mare treabă ca să vâneze prin codru. Deodată auziră cum câinii fac mare larmă și multă lătrătură. Feciorul împăratului trimise pe câțiva argați dintre cei mai tari la inimă ca să vadă ce e, cum și pentru ce. Argații veniră și îi spuseră că s-au adunat câinii într-o poiană înaltă și luminoasă, suindu-se pe un dâmb de flori. Toți, cu toții, cu mic, cu mare, au început să latre și să urle, cum urlă câinele când vede bufnița strigând pe hornul casei, ori când arde casa stăpânului său, să urle, adică a primejdie. Feciorul cel de împărat, fecior de împărat, adică care nu se mulțumește cu una, cu două, porunci argaților să-l aștepte și se duse să vadă și el cu ochii și să audă cu urechile lui de treaba câinilor. Când simțiră câinii apropierea stăpânului lor, ei încetară a da semn de primejdie și deteră a-și mișca cozile. Hei, dar din loc nu se mișcară până ce nu păși feciorul de împărat în florile cele frumoase. Fecior de împărat, fecior de împărat, 12 oameni împietriți nu sunt glumă zău și chiar un fecior de împărat trebuie să tresară când îi vede printre flori. Și apoi, când privind mormânt, feciorul de împărat îi păru cum că chiar și a lui suflet împietrit când văzut pe floarea codrilor. El a văzut multe fete de împărat, Florița însă e Florița. Când văzut dar că Florița e moartă, el se întristă, după aceea se supără și mai la urmă atât de grozav se amărâ, încât îi venea ca să ia lumea în ghiare și așa să dee cu ea de pământ, încât toată să se sfarme, ca nici sămânța să nu rămâie de ea. Ei, dar feciorii cei de împărat sunt scurți la vorbă. Dacă n-am văzut o vie, s-o văd cel puțin moartă, își zise el, și apoi merse la argați, le porunci ca să pornească către casă. Numai 2 oameni credincioși ținu la sine și când se făcu noapte, cu aceștia 2 împreună, scoaseră pe Florița din mormânt și o duseră pe ascuns la curtea împăratului. După ce Florița fu bine pusă, ca nimeni să nu afle de ea, feciorul împăratului porunci argaților să tacă despre cele ce au făcut și văzut și-și făcu treaba mai departe.
El alese cele mai frumoase 12 case ce se aflau în curtea împăratului, așeză pe floarea codilor în cea mai frumoasă dintre ele, porunci ca 12 fete, cele mai sprintene, să îngrijească pe Florița zi și noapte, să o așeze într-un leagăn de aur și să o legene ca și când ar fi vie. Fața Floriței și acum era rumenă. Crinișorii de pe fruntea ei nici acum nu s-au veștejit și părul ei și acum tot atât de frumos era pieptănat și împletit. Feciorul cel de împărat dete poruncă aspră ca nimeni să nu atingă fața, crinișorii și părul. De aici înainte, fă-t frumos împărătesc de dimineață până seara și de seara până dimineața nu se mișca de la leagănul Floriței. Privea în fața cea frumoasă până ce adormea privind și cu ochii deschiși. Cele 12 fete ce aveau să grijească pe Florița nu mai încetau a-și sparge capul asupra poruncii aspre ce li s-a dat. Oare pentru ce să nu atingem crinișori și pentru ce să nu-i despletim părul? Și dacă am face ce s-ar face, cum ar fi? Se întrebau ele în gândul lor. Așa e muierea. N-are odihnă până ce nu află ce ar dori să știe. Știți voi ce? Grăi cea mai șireată dintre ele. Feciorul împăratului doarme. Haide să o atingem și să o despletim. Până când el se trezește, noi iarăși facem precum a fost. La astfel de lucruri, multă vorbă nu fac muierile. Ele începură dară să despletească pe Florița și, cum o despletiră, îi scoaseră firul morții din păr. Iar Florița, floarea codrilor, se făcu mai vie, mai frumoasă și mai sprintenă decât ce a fost cândva în viața ei. Când fetele văzură moartea râzând, ele, înspăimântate și învrăjbite, fugiră care încotro. Din larma ce făcuseră, se trezi și feciorul cel de împărat și văzu pe floarea codrilor chiar vie, privind în ochii ei cei blânzi și auzind vorba ei cea dulce. Înfricoșat și grozav și nemaipomenit de frumos lucru trebuie să fie așa ceva. Feciorul împăratului nici trei vorbe n-a grăit până ce a și mers vestea în curte, cum că ia ca așa și așa, că s-a întâmplat, adică ce s-a întâmplat cu minune și cu taină nepricepută. Și când a venit împăratul cel bătrân ca să vadă ce e, cum și pentru ce, el atât de tare s-a speriat, încât îi negriră perii capului și înjuni cu 77 de ani. După ce oamenii se dezmeticiră, Florița stete de vorbă cu ei și le spuse cum și ce, de unde și până unde, iacă încoace și încolo, adică toată întâmplarea și patimile ei. Împăratul cel bătrân asculta, precum asculți la copilași când încep să vorbească, asculta adică încât îi sta răsuflarea în loc și precum asculta, el tare și foarte mult se supăra când auzea câte toate despre suferințele sărmanei de Floriță. Iar când Florița încetă cu vorba, el grăi către ea cu vorba lui cea blândă și împărătească. Fătul meu, draga mea, bunul Dumnezeu a voit ca să vii tu la casa mea, să-mi fii noră și nevastă feciorului meu. Florița nu zise nimic, ci privi numai așa cu coada ochiului la cel voinic și frumos fecior de împărat. Iar feciorului se făcură vorbele nod și crâmbiță tocmai pe vârful limbii. Până ce zici una, două, trei, vestea despre cununia feciorului de împărat ajunse la cele patru colțuri ale lumii. Până și orbii și șchiopii porniră în cale ca să vină, să vadă și să nu mai uite cât vor trăi. Crâșmărița cea frumoasă nici ea nu se putea să rămână acasă,
Se găti dară cum numai ea știa și, când fu gătită, iarăși întrebă căutătoarea, acum de-a șaptea oară, de-a șaptea oară, asta nu e glumă. Iar oglinda-i răspunse, frumoasă zău, dar Florița e mireasă de împărat. Când Crâșmărița auzi aceste vorbe, ea porunci ca să lase tot vinul să curgă, să spargă vasele și porni către fica sa și către ginerii său împărătesc. Se făcu apoi o nuntă, o cununie și un ospăț, decât care mai vestit și mai minunat de când e lumea n-a fost. Chiar și copiii cei de țigani mâncau cu linguri de aur, iar după ce au mâncat, și le duceau cu sine acasă ca să le aibă și să țină minte. După nuntă, împăratul porunci ca să se facă o casă cu pereții de oglindă, să se adune cele mai frumoase neveste din țară și să închidă pe Crâșmărița cea vicleană cu ele pentru ca să vadă și văzând să se surpe în gândul ei cum că nu e cea mai frumoasă din țară. Iar Florița și feciorul cel de împărat trăiră fericiți și fără supărare, cum trăiesc oamenii buni la suflet și înțelepți la minte, încât vestea despre ei ajunse chiar și până la noi.